s-a văzut prima oară într-o seară de mai. S-au plăcut, el avea părul scurt, ea vălai. Parcă se cunoșteau, ochii-n ochi se priveau, ca și când timpul ar sta în loc. Nu știa ce să-i spună și se păstăcea. El era cu 2 ani mai în vârstă ca ea, la același liceu, cu același troleu, mergeau dar fără să fi știu. Se întâmplă oare s-a ajuns să îți găsesc o jumătate cu tare toată viața-i să trăiesc? Peste un timp și-au dat mâna și s-au logodit. Se iubeau, erau tineri și n-aveau nimic. Însă nu mai conta, erau doar el și ea, într-o poveste cum n-a mai fost. Se întâmplă oare s-a ajuns să îți găsesc o jumătate cu care viața ai s-o trăiesc? Se întâmplă oare s-a ajuns să îți găsesc o jumătate cu care toată viața ai să trăiești? Mai târziu, nici pe ei anii nu i-au iertat. Ea purta ochelari, el era grizonat. Sedeau lângă copii, senin ca-n prima zi, și se gândeau la o seară de mari. Se gândeau la o seară de mari. Se gândeau la o seară de mari.